Salut, Ethan! Te întreci din nou cu micuțul Ethan? Oh, deci tu ești micuțul Ethan antrenor astăzi? Cool! Oh, se pare că micuțul Ethan are nevoie de ajutor. De unde începem? Nu te îngrijora, Ethan! Dar se pare că anvelopele micuțului Ethan sunt un pic cam depășite. Poate ar trebui să le schimbăm. Minunat! Micuțule Ethan, acum ai noi cauciucuri pentru întrecere. Ai nevoie de altceva? Ți-e sete, micuțule Ethan? Bună alegere, Ethan! Cred că trebuie alimentat. E mai bine acum, micuțule Ethan? Acum cred că micuțul Ethan este gata de plecare. Micuțule Ethan, ce s-a întâmplat? Cred că nu știe pe unde trebuie să meargă din cauza parbrizului. Cred că putem să rezolvăm asta, nu-i așa, Ethan? Acum e mult mai bine! Minunată treabă, Ethan! Cred că ai dreptate, Ethan. Până la urmă, cel mai important este să ne distrăm la o cursă. Hai să mergem la linia de start. Sunteți gata, băieți? Domnilor, porniți-vă motoarele. Pe locuri, fiți gata! Start! Să vă distrați, băieți! Ne vedem în curând! Bună, Ethan și micuțule Ethan! Este un brad de Crăciun! Ce drăguț! Ia uite! Hai să-l decorăm! Ornamente de Crăciun. Ceva clasic, nu-i așa, Ethan? Hai dreptate, micuțule Ethan! Acum este rândul tău. Ce ai vrea să pui în brăduleț? Micuțule Ethan, s-ar putea ca asta să fie prea mare pentru brad. Poți să te gândești la altceva? Bomboane, nu? Asta este perfect pentru bradul nostru, micuțule Ethan. E minunat, micuțule Ethan. Bomboane! Ethan, se pare că mai ai ceva pe pat. Este tot pentru brad? Instalație electrică! E minunat! Micuțule Ethan, ce vrei să faci? Oh, micuțule Ethan, tu chiar iubești dulciurile! Este atât de drăguț! Ați terminat acum cu brăduțul de Crăciun? Nu? Dar ce lipsește atunci? O stea! Bineînțeles! Uite, băieți! Se întunecă! Acum putem să vedem luminițele mult mai bine! Este un brad de Crăciun minunat, băieți! A,
mami, no, mami. Mami, mama. Oho, Crăciun fericit și vouă. La revedere, Ethan și micuțul Ethan. La revedere tuturor. Bună, Ethan, ce faci? Marina, mama, mama. Oh, pictezi. Ce este asta, Ethan? Ah. Da, ai dreptate, Ethan. Este un pătrat roșu. Sunt și alte forme pe care ai vrea să le desenezi și să le învățăm împreună? Am mine, mama. Yahoo! Ah! Uită-te la asta! Ai desenat o altă formă. Cum se cheamă? Nu-i nicio problemă, Ethan. Lasă-mă să-ți dau un indiciu. Câte unghiuri are această formă? Această formă are 3 unghiuri, așa că se cheamă... Hai dreptate, se cheamă triunghi. Hai să vedem dacă mai găsim și alte forme. Încă 2 forme. Ferestrele au aceeași formă precum roțile tale și se numesc cercuri. Amino, mami. Bună treabă. Yuhu. Uite o altă formă. Cum se numește? Nu-ți face griji, Ethan. Se numește dreptunghi. Wow, pictura ta este gata. Bună treabă, Ethan. Yahoo! Așadar, casa arată ca un... pătrat! Ai dreptate! Și acoperișul? Într-adevăr, este un triunghi. Dar ce zici de ferestre? 2 cercuri, la fel ca roțile tale. Ești foarte priceput la asta, Ethan. Dar ce zici de ușă? Ai dreptate! Este un dreptunghi. Minunată treabă, Ethan! Este o pictură foarte frumoasă. Yuhu! Pa, Ethan! Ne vedem în curând! Bună, Ethan! Ai vrea astăzi să jucăm bowling și să învățăm direcțiile? Minunat! Atunci să mergem! Aha! Aruncă bila, Ethan! Oh? A fost o bună încercare, Ethan, dar ai ratat. Bila s-a dus în stânga. Hai să încercăm din nou. A fost un pic mai bine, dar s-a dus mult în dreapta. Mm-mm. Încercăm încă o dată, What? Ethan? Ah. Hai să vedem dacă poți nimeri exact în centru. Aha. Foarte bine, Ethan! Ai lovit fix în centru! Iu, iu. Oh, bună, micuțule Ethan! Vrei și tu să te joci bowling? A fost o lovitură bună, micuțule Ethan, dar a fost un pic în stânga. Vrei să încerci încă o dată?
fost bine, micuțule Ethan? Ai fost pe aproape? A fost un pic cam în dreapta? Încă o încercare? Vezi dacă poți lovi direct în centru de această dată. Foarte bine, micuțule Ethan! Ai lovit în centru și le-ai dărâmat pe toate! Foarte bine, Ethan și micuțule Ethan! Ar trebui să repetăm direcțiile! Stânga, dreapta, centru! Ne vedem în curând! Pa, pa! Bună, Ethan! Te-ai distrat în aceste frunze? Yahoo! Extraordinar! Yuhu! Ce s-a întâmplat, Ethan? Te întreb cumva ce culoare au aceste frunze? Vezi vreo culoare asemănătoare în jur care te-ar putea ajuta? Minunat, Ethan! Aceste frunze au aceeași culoare ca și tine! Sunt galbene! Yuhu! Deci te întrebi ce alte culori am mai găsit prin jur? Păi hai să ne mai uităm o dată! Mai vezi vreo altă culoare asemănătoare pe care o recunoști prin apropiere? Ai dreptate, Ethan! Frunzele au aceeași culoare ca remorca ta! Și remorca ta este roșie! Și acum, Ethan, mai multe culori? Sunt frunzele încă în copac? Yuhu! Acum, cunoști trucul, Ethan? Hai să vedem dacă poți să o rezolvi pe asta de unul singur! Ai prins-o, Ethan? Perfect, Ethan! Ai dreptate! Iarba este verde și așa sunt și frunzele din copac. Foarte bine! Hai să mai încercăm o dată să fim siguri că am înțeles, corect? Frunzele sunt galbene! Exact ca tine! Foarte bine! Și aceste frunze ce culoare au? Roșii, exact ca remorca ta, ai dreptate! Și în final, Ethan, ce culoare au frunzele din copaci? Perfect, Ethan, sunt verzi, la fel ca iarba! Foarte bine, Ethan! Am învățat atât de multe culori astăzi! Chiar meriți să te joci cu frunzele! La revedere, Ethan! Distrează-te! Bună, Ethan! Acești papagali sunt tare drăguți, nu-i așa? Vrei să ne apropiem să-i vedem mai bine? Minunat! Hai să mergem! Vezi ceva, Ethan? Uite, Ethan! Papagalul este verde! Încetişor, Ethan, să nu speriem papagalul! Încet, Ethan! Ne apropiem! Nu fi trist, Ethan! Putem să ne uităm după alt papagal!
Ce este aici, Ethan? Oh, papagalul este roșu. Nu ne apropiem foarte tare, Ethan. Oh? Aha. Acești papagali par să fie foarte speriați, Ethan. E ok, hai să încercăm din nou. Ai văzut alt papagal, Ethan? Oh? Papagalul este albastru. Oh, nu! E ok. Papagalilor nu le place să fie deranjați. Nu este vina ta. Uite, Ethan, aici sunt. Până la urmă, cred că te plac. Ne-am distrat super astăzi. Ne vedem în curând, Ethan. Ce fac astăzi, Ethan și micuțul Ethan? Ați venit în parc să ne jucăm cu zmeele. E momentul perfect, uite, a început să bată și vântul. Hai prima dată să le numărăm să vedem câte avem. Avem un zmeu albastru. Și acum, hai să le numărăm pe cele roșii. 1, 2. Sunteți gata să le punem în aer? Ok, să fugim! Sus, sus și mai sus! Zmeiele sunt acum foarte sus! Și uite cum bate vântul! Uitați-vă la ele! Poate ar trebui să le numărăm din nou, să fim siguri că n-am uitat niciunul! Câte zmeie roșii sunt? 1... 2. Acum hai să le numărăm pe cele albastre. 1, 2. Ia stai puțin. Micuțule Ethan, avem doar un singur zmeu albastru. Celelalte sunt verzi. Ale cui sunt oare? Este Mark. Bună, Mark. Aici sunt și prietenii tăi, Ethan și micuțul Ethan, care se joacă cu zmeiele. Acum putem să le înălțăm pe toate. Ce spectacol! Oh-oh, vântul nu prea mai bate. Cred că e momentul să mergem cu zmeiele acasă. Și cred că ar trebui să le numărăm din nou, să nu cumva să le fie amestecat. Hai să începem cu culoarea albastră. Avem un singur zmeu albastru. Și acum roșu. 1, 2 zmeie roșii. Aha. Și în final, verde. Sunt 1, 2, 3 zmeie verzi. A fost minunat să ne jucăm azi împreună. Și ce surpriză că te-am văzut și pe tine, Mark. Acum e timpul să mergem acasă. La revedere tuturor. Bună, Ethan. Ce faci astăzi? Oh?
Uite, Ethan, este o maimuțică care lipsește din cușcă. Vrei să găsești maimuțica pierdută? Minunat! Să mergem! Vezi ceva acolo, Ethan? Ce e asta, Ethan? Oh, asta este doar o pasăre. Nicio problemă, Ethan. Poți căuta în altă parte. Vezi ceva? Încearcă din nou să găsești maimuțica, Ethan. Este cumva o coadă de maimuțică? Acel leu nu este o maimuțică. Sunt mai mulți hipopotami și urși pe aici. Vezi cumva vreo maimuțică în afara cuștii? Nu te îngrijora, sigur vei găsi și maimuțica pierdută, Ethan. Ce este acolo, Ethan? Minunat, Ethan! A fost o maimuțică care a fugit din cușcă. Ai reușit să găsești maimuțica, Ethan. Bună treabă, Ethan. Ne-am distrat super astăzi. Ne vedem în curând, prietene.